Pianul Călător se dovedește a fi unul dintre cele mai trainice proiecte culturale din România, care reușește să facă să-l pline de spectatori în diverse orașe de mărime medie din România. Cunoscutul pianist Horia Mihail este cel care a dat suflet proiectului prin virtuozitate. Acesta reamintește povestea proiectului aflat deja la 5-a ediție, inițiat de Radio România și Societatea Culturală Accedo, prin care inițiatorii își propun dotarea unor săli de concerte cu instrumente performante. Publicul care asistă la concertul din seara zilei de 12 mai anul curent, concert în cea de-a 5-a ediție a turneului Pianul Călător, mă ascultă pe un instrument care a călătorit la un moment dat, însă a fost încredințat comunității din Roma în urmă cu mai bine de un an de zile. Este vorba despre un proiect al Radioului Public, un proiect care s-a dezvoltat alături de Asociația Culturală Accendo și presupune dotarea unor sări de concert din România cu trei instrumente. Aceste instrumente aparțin Radio România, au fost pe scena Sălii Mare din București la un moment dat, în urmă cu mai mulți ani, însă le-am descoperit într-o stare destul de jalnică în urmă cu 5 ani de zile. Am propus să le readucem la viață, lucru care s-a și întâmplat, iar în fiecare an, iată deja al 5-a an consecutiv, unul dintre cele trei instrumente călătorește alături de mine. Pianul Călător a poposit până acum în cele 5 ediții în orașele Mediaș, Roman, Sân Nicolaul Mare și Tulcea. Așa unde nu există instrumente de acest gen și este încredințat, cum s-a întâmplat, spuneam mai devreme, la Roman, este încredințat în comunități. Până acum au beneficiat de aceste instrumente orașele Mediaș pentru 3 ani, apoi acel pian a venit aici în Roman. Al doilea pian este vorba despre un Blüthner care se află acum la Deva, însă pentru primii 3 ani a fost la Castelul Naco din Sân Nicolau Mare, în județul Timiș. Iar al treilea pian călător, tocmai m-am întâlnit cu el în seara trecută, este la Teatrul Jean Bart din Tulcea. Acest proiect face în așa fel încât orașe în care astfel de concerte, cum ar fi recitalul de pian sau recitalul de muzică de cameră, chiar concerte cu orchestra care includ pian, să se poată desfășura, iar trebuie să recunosc cu mândrie că acest lucru se întâmplă spre deliciul spectatorilor care vin la concert. Fiecare ediție are o tematică prestabilită. Tema celei de-a 5-a ediții este romantismul, virtuosul pianist oferind spectatorilor un recital din trei giganți ai muzicii pentru pian: Johannes Brahms, Franz Liszt și Robert Schumann. Am ales să fiu romantic cu ajutorul a 4 compozitori absolut incredibili, de fapt 5. Până acum am cântat unul dintre șlagărele literaturii pentru pian și orchestră în mai multe orașe din țară, în Galați, în Brașov, Dej, Timișoara, București și Deva. Este vorba despre al doilea concert de Rachmaninov, de care l-am învățat special pentru acest turneu, poate cel mai romantic dintre concerte. Iar în programele de recital, ceea ce veți auzi și dumneavoastră în această seară, gigați ai romantismului și secolului XIX, și anume Johannes Brahms, Franz Liszt și Robert Schumann. Pianistul a reușit și anul acesta să țină cu sufletul la gură pe cei peste 250 de melomani prezenți în sala de concert, care a debutat cu cele 6 piese pentru pian de Johannes Brahms. Thank you.
O parte din recitalul marelui pianist Horia Mihail și interviul pe care acesta l-a acordat presei locale înainte de concert le veți putea urmări la postul nostru de televiziune de la orele 16.